Bună ziua și bine v-am găsit! Mulți nu știu că eu mă mai ocup și cu alte lucruri în afară de albinărit și am urmărit și eu foarte atent un anumit tip de concurs pe internet. Și să vedem, de fapt, dacă ești un pic informat, indiferent de o persoană de pe YouTube sau deținătorul unui canal de YouTube, cum poate organiza un concurs fără să fie nicio problemă și să fie și legal? Bun, trebuie să începem. Pentru început aveți nevoie de un domeniu. Acest domeniu costă bani. Eu am un domeniu, o să vi-l arăt aici. Dețin un anumit site și. Plătesc undeva la 200 de dolari la 2 ani de zile pentru acest domeniu pe care îl dețin. Dar, deținând acest domeniu, am, să spunem așa, o pulferă în mână în online pentru a organiza și un concurs. Cum aș organiza eu un concurs online? Deci, primul rând, ar trebui să cumpărăm un domeniu care costă, poate să coste diferite prețuri. Ia să intrăm pe pagina principală a HostGator. Eu pe acesta îl folosesc. El când intră, așa arată. El spune că un domeniu costă 2 dolari, 3 dolari pe lună, dar mai ai nevoie și de alte lucruri, de exemplu un WordPress, un uh, VPS, un uh, host dedicat. Ăsta e opțional, nu l-aș folosi. Este un site eligibil uh, folosit în întreaga lume pentru deținătorii de site-uri. Cine dorește să dețină un site? Uh, e nevoie de certificate de securitate și multe, multe altele. Ar trebui să învățați foarte, adică foarte mult. Ar trebui să vă documentați bine pentru a intra în așa ceva. Bun, și de ce aveți nevoie de un domeniu? Toată lumea cunoște, cunoaște mail-urile. Mail-urile sunt Acele adrese electronice, o căsuță poștală electronică pe care fiecare cine are un cont YouTube știe că are nevoie de un Gmail. Iar acum, acest uh, host îm, uh, am posibilitatea de a crea un e-mail sau să șterg un e-mail sau să-l folosesc cum doresc eu. De exemplu, aici pot să creez un e-mail temporar sau uh, când doresc eu, da? Aici am un domeniu personalizat pe care îl pot folosi și am nelimitat capacitatea de a crea căsuțe de e-mail. La ce m-ar ajuta pe mine să creez un concurs? De exemplu, aș crea astăzi o adresă de e-mail, concurs albine, să zicem, Da, scrim aici concurs, albine bine, trebuie să fie legat concurs albine așa și s-ar genera putem pune și un uh, un cod, putem face diferite setări, dar creăm acest mail după ce îl creăm deci creat enter password, bine nu am chef acum să reintroduc parola, trebuie tot timpul să introduci parola, oricum s-ar genera o căsuță de e-mail. Eu acum nu fac niciun concurs, așa că e doar cum să zic eu, e doar ca prezentare, ca idee pentru cineva vrea să facă un concurs de orice fel în viitor și eu dacă aș vrea să fac un concurs, așa aș proceda. Bun. Acum să zicem că acesta este e-mailul creat. Acest e-mail este pus public, îl punem public unde vrem, de exemplu, la un canal de YouTube în descriere, o să punem acest e-mail și îl activăm pentru 24 de ore. Deci va fi valabil doar 24 de ore după care îl ștergem. Și vom pune o întrebare. Cât rame în cap într-un stup, sau ce este o regină, ce face o regină și așa mai departe. Acest lucru ar separa foarte mult apicultorii, deci apicultorii care vizionează canalul, sau care nu știu. Bineînțeles, mai există o categorie de oameni care scrie în Google ce face o regină și găsește răspunsul. Dar, totuși, ar fi o selecție. Bun, și atunci acum facem noi mai departe selecția. Vor fi, să zicem, 2-300 de răspunsuri corecte. Da? Vor fi 2-300 de răspunsuri corecte pe care le vom introduce într-un. Uh, uh, să spunem într-o tragere la sorți, da? Aici avem trageri la sorți. De ce facem trageri la sorți și nu un vot al majorității? Cu toate că am putea să punem votul majorității să facem astfel ca în, în adresa de e-mail să, prim, să fie patru răspunsuri. da. Punem uh, în adresa de e-mail cu cine votezi și pui patru cifre. 1, 2, 3, 4, exact ca și în sondaj. Și pui răspunsul la întrebare. Adică pui întrebarea exact ca la sondajul făcut pe YouTube. Și răspunsul corect. Și atunci tu poți număra și voturile. Se poate face și altfel. Dar, dacă vrei să incluzi o tragere la sorți, atunci intri la trageri la sorți și dai un premiu celor care au răspuns corect. Aici nu mai devii cel mai bun. Dar, dacă incluzi un vot, atunci acel vot va fi dat prin e-mail la adresa de e-mail respectiv, fiindcă toți deținătorii de conturi YouTube au un e-mail și pot trimite un e-mail foarte simplu, răspunsul corect plus o cifră, 1, 2, 3, 4 care ar reprezenta, să spunem așa concurentul respectiv pe care îl alegem și din 200 de e mail primite pe adresa respectivă vor, va trebui să le numere cel care organizează concursul va face un film transparent în care va prezenta că 50 de e-mailuri au primit respectivul concurent și așa mai departe. Dar dacă n-ar fi transparent, ar fi foarte complicat. Bun, eu totuși aș prefera un concurs nu cu cel mai bun, că nu există cel mai bun, niciodată nu există cel mai bun, dar se pot face astfel de concursuri prin tragere la sorți, se pot face aproape zilnic concursuri, astfel poți crea, să spunem, un trafic mai bun pentru contul tău de YouTube. De exemplu, crezi un e-mail azi, îl pun la un filmuleț și pun întrebarea care și ca un concurs pun un film cu ceva secret și cei care răspund corect vor avea acces la filmul respectiv de exemplu, da? Și tot felul de concursuri. Bun, cam asta este cei care au înțeles bine, cei care nu-mi pare rău, asta este, dar trebuie gândit foarte bine când faci un concurs și să selectezi cât mai bine participanții, să știe ceva despre ceea ce vrei să faci sau să fie restrictiv, fiindcă altfel apar probleme și supărări foarte mari. Până data viitoare, numai bine!